știi ca și mine că dresajul nu se limitează doar la un anumit aspect. În dresaj, la fel, e un curent care ține să stea numai în zona aceea de pozitiv, însă nu acoperă tot acest cadran și asta afectează câinele și educația sau dresajul de calitate de care el trebuie să aibă parte. Că tot am vorbit mai devreme de pozitiv, ca să înțeleagă oamenii când este vorba de pozitiv. Vreau să ne descrii, pentru cei care ne urmăresc, este și va fi extrem de inedit și de interesant să afle cum se dresează un câine. Uite, ne descrii așa în câteva etape cum se dresează un câine de detecție, de exemplu. Apropo de pozitiv și de... Păi, ca orice tip de dresaj, tehnici. În primul rând, începe selecția individului. Nu orice câine poate fi de detecție. Bun. Și l-am găsit pe cel care are calități de detecție. Cum începem? Deci cum încep eu? Așa. Cum faceți eu? Voi și cum ați avut succes cu atâția câini de detecție la nivel real? Deci să-și facă serviciu, nu că facem demonstrații. Deci cum încep eu? Poate altul face altfel. Sigur că da, mai multe abordări. Dar... În primul rând îl pun, de exemplu, acum avem doi pui de Malinois. Și deja am început căutările cu ei. Dar își caută cărnița. Deci caut pe hrană mai tăi. Deci parcă seamănă ceva... Primul element este să învețe puțin să-și folosească nasul. Bun. Pasul 2, să-și folosească nasul, dar pe o singură țintă. Deci nu îi mai pun multe cubulețe. Da? Găsește ținta, da? Îl lași să... Mi se pare mie sau e pozitiv training aici? Da. Da. De ce pozitiv? Tu nu lucrezi numai pe negativ. Doamne ferește. Încă o dată să nu fiu înțeles greșit. Eu nu sunt adeptul. Glumesc, oameni buni, dar ca să vedeți că noi nu suntem niște nebuni care dăm în stânga și în dreapta pe dresajul pozitiv. Dresajul pozitiv este extrem de important, dar are momentul său de glorie și trebuie să ne raportăm la de exemplu, limitări. Hai să când continuăm. Când vorbim de dresaj de detecție, de fapt este detecție substanțe, detecție persoane, câinele de salvare. Corect. Și noi făceam alegere de persoane după miros. Câinele de salvare, da, face și el tot un fel de detecție, sigur. Nu? Îi dai să scotocească, scotocește o zonă, găsește persoana, o simte miros de om acolo, o detectează și o semnalează, de da? Este sigur, tot o formă de detecție, da? De scotocire, da? Toate tipurile astea dresează să fac numai prin pozitiv. N-ai cum să introduci negativul. N-ai cum să introduci negativul, altfel îi tai elanul câinului de a căuta. Și dacă ai tăiat chestia asta, s-a dus dresajul. Obedience experts say you can't make a dog scent, it has to want to, which is why positive reinforcement is so vital to this training. Pancho, sit. Good boy. Deci ca să înțelegeți că nu ne este deloc străin dresajul pozitiv. Dresajul, atenție, eu... Îmi susțin ideea că dresajul de control, adică disciplina, tot ce înseamnă de control, nu îl poți realiza decât printr-o combinație între negativ și pozitiv. Control! Bun. Hello! Culcă. Hello. Mort. Șezi. Culcă. Слышь? Кулька. Криш. Стой. Криш. Стой. Сейчас. Телок. Кулька. Сейчас. Мынынька. Гата. Mănâncă! Gata! Mănâncă! Bravo!
Dar în rest, când faci, de exemplu, chestiuni de specialitate, despre foarte importante. Prelucrare urmă. Da. Detecție. Astea le faci clar, n-ai ce negativ să introduci. Sigur că da. N-ai cum că sigur strici. Că da. Strici. Ce negativ să introduci? Deci... Bravo. Ha, da. Ia. Sus. Caută, popuș. Caută. Sus. Așa. Caută-mă. Caută-mă. Bravo. Așa. Caută, popuș. Practic, dresajul pozitiv e prietenul tău de viață în meseria pe care ai făcut-o până dar mie îmi place să fiu realist. De ce vreau să vorbim despre dresajul de detecție? Pentru că detecția, da, este și pentru găsirea stupefiantelor. Da. Și era o legendă pe vremuri. Folclor canin. Folclor canin, conform căruia oamenii știau că pentru a putea un câine să caute droguri, este drogat, îi se administrează droguri. Bun. Fals sau adevărat? Fals total. Care este argumentul? Păi și hai să-ți dau explicația tehnică. În momentul, deci câinele se dresează prin asociere și repetare. Da? Cățelul, indiferent ce faci. Deci trebuie asocierea făcută, îi zișezi, dau un exemplu. Sigur. E, da, cu bulețul. Dar imediat ai recompensat. Și el atunci ce face? Leagă recompensa cu faptul că a făcut acel șez. Da? Da. Și învață. Învață șezul. Băi, dacă, da? Sau altceva din altceva. Da? Orice. Bun. Comandă. Deci asocierea dintre efectul drogului. Drogul, să spun că creează un efect plăcut pentru câine. Pentru că, normal, un câine să ți lucreze, trebuie să-i asigură o senzație plăcută, da? Prin recompensă. Indiferent că-i minge cu buleț de carne sau altă stimul, da? Bun. Drogul, în momentul în care l-ai inoculat, el nu-și face efectul instant. Deci drogul, în momentul în care a intrat în sânge, efectul se face după câteva minute. Ori câinele, să spun că a găsit drogul, da? A găsit drogul. L-a consumat, l-ai băgat în carne. A consumat drogul, da? A consumat drogul, dar efectul ăla plăcut nu apare imediat. Da? El mai leagă fapt mirosul ăla pe care l-a găsit cu senzația plăcută? Nu leagă, pentru că senzația plăcută apare după vreo 2-3 minute. Asocierea, distanța ca timp între asociere este prea mare. Deci câinele nu face asocierea. El nu asociază, bă, această senzație plăcută vine de la miros. Hașișul ăla pe care l-am luat eu cu 2 minute. Nu, el... Da? Asta deci, practic, îți droghezi câinele degeaba dacă nu vrei se poate. Să faci nu se așa. Poate. Și mai e o explicație. Păi dacă ar fi să zic că e valabil asta. Da, spune. Foarte interesant. Păi la 2 ani de zile câinele e mort. Când a făcut 2 ani, câinele e mort. Deci cum îți explici? Bagi atâta drogă în el încât... Obligatoriu. Cum are efectiv organismul? Cum îți explici că în toate țările din lume, câine antidrog ajung la 10 ani, 11 ani, 12 ani vârstă, 13 ani, depinde... Și ar mai fi un fenomen. Practic e psihologic. Dacă droghezi un câine ca și la oameni, da? Acela devine iritat, devine... Logic.
Păi, eu devine, zis că moare. Devine efectiv incontrolabil, nu mai poți, dar nu numai. Și din punct de vedere psihologic, el nu mai este în parametrii normali. Da. Este influențat de acel drog și nu se mai poate concentra. Da, deci tu distruge. Nu-l poți folosi în ideea de concentrare pe job. Cum aș putea, de exemplu, să am în momentul în care este cu creierii tărci. Să zic că am 100 de kg de cocaină și îmi fac super câine de cocaină, da? Pentru detecția cocainei. Cum i-aș da eu câinelui să mănânce cocaina? Doar să o bag doar în carne, atât. Dar după aia poate să caute doar carne. Bun. Și cu adevărat cum se dresează câine așa, ca să ajungă să detecteze acel miros? Cățelul trebuie să asocieze mirosul pe care îl descoperă, da, de hașiș, cannabis sau ce, da, cu o recompensă. Deci este pozitiv. Simplu. Da. O asociere pozitivă, dar nu are legătură cu contactul lui fizic cu acel stimul. Nu. Deci sunt mai multe metode. De exemplu, în 2008 lucram pe o metodă, în ce sens? Făceam niște păpuși din cârpă, prosoape dintre alea mici, băgam substanța, cârpa era dezodorizată, era inodoră, manipulam cârpa, o manevram cu mânuși, ca să nu rămână mirosul nostru, sau venea cu o altă persoană și îți făcea păpușa respectivă, introduceam substanța în mijloc, făceam ca o clătită. O legam la capete, o ascundeam, cățelul venea, căuta, găsea, își lua recompensa. Lua acea păpușă, după care eu continuam jocul. Deci el a asociat, păpușa a prins miros de hașiș sau ce drog am pus acolo. Da. Deci hașișul ăla, ce a oferit câinelui? O senzație plăcută. Ce anume? Joacă. I-am stimulat instinctul de pradă. Nu? Deci... A prins prada, m-a jucat, bravo, a luat, bravo, pa, și gata. Deci pozitiv. A asociat mirosul cu joaca. Sau, deci asta este de fapt secretul unui câine bun de detecție, da, să asocieze pozitiv tot ceea ce trebuie acum, să caute, exemplu, și să anticipeze efectiv această perspectivă plăcută. Acum, de exemplu, după se lucrează foarte mult cu o semnalare pasivă. Cum o realizezi? Sunt tare curios. Spune-ne și nouă. Păi sunt mai multe tehnici acum. Așa, spune una sau două. Sunt mai multe, de exemplu, în primul rând trebuie să-l înveți cățelul de mic la un obiect țintă. La un obiect țintă îi pui o minge, de exemplu, da? Cățelul să-l înveți să facă șeziu, după care își primește jucăria, da? Îi dai să caute, ai substanța ascunsă, lângă substanță pui mingea, da? Dacă el a învățat în predresare, ai făcut cu el, găsește mingea, știe că nu trebuie să o ia din prima. Trebuie întâi, da? Să el o ia o pândească, să practic, pună, da? Să așează și o pândește. Să pună, da? Da, să pună în șez. S-a pus în șez, după care poți folosi clickerul, da? Da? I-ai dat click. Ca marcator de comportament. Da, adică i-ai dat aprobarea, click, pac, s-a dus și a luat mingiuța. Lângă mingiuță fiind... Mirosul. Și inevitabilele asociate. E, după aia scoți mingea, cățelul caută, deci găsește substanța, se așează, după care tu vii cu mingea, vii cu clickerul, da? Când e atent acolo, nu-i dai clickerul când se uită la tine, da? Îi dai click când e atent acolo, pac, îi dai click-ul și îi dai recompensă. De ce detaliu, da? Asta e o metodă. Sigur. Poți să mai folosești, de exemplu, și o altă metodă, câinele caută, îl înveți foarte bine, de exemplu, se execute poziția așezat, când sunt factori de distragere mari. Și mergi cu el la plimbare și în timpul plimbării îl pui în șez. Ai înțeles? Șez. Pac. Deci metodă mecanică. Da, îi dat o recompensă. Dar o transformi, toate acțiunile asupra lui le transformi în pozitiv. După ce a învățat chestia asta, da? Când ai tras să facă poziția așezat, să execute poziția așezat, faci căutarea și când câinele a ajuns la substanță, ai pus în șez, știind, având deja noțiunea din timpul plimbării, l-ai pus ușor în șez, după care i-ai dat recompensă. Asta e o altă metodă. Deci nu... Da, totul vezi că
Totul se bazează pe dresaj pozitiv. Da, tot. Te văd acolo cu niște cărți. Ah, da. Dincolo de Biblie. Uite că Cătăline. Văd niște relicve. Da, asta este cartea, prima carte. Prima carte cu informații chinologice. Eram prin clasa 8-a, wow. Cred că mi-a dat-o un prieten. O avea el, nu știu, după unde. Și văzându-mă pasionat. Câinele de vânătoare. Deci văzându-mă pasionat, cum mi-a dat cartea asta. Fantastic. Păi ia uite, dacă tot eram, sunt iubitor de ciobănești germani. Ia să vedem. Deci ciobăneștii germani atunci erau numiți câini de miliție și grănițieri. A, da? Da? Așa. Și era altfel. Era altfel câinele față de... Da? Iată. Ciobănescu german. Da? Da. Nu era... Ce linie avea, corect, corect. Ce linie avea, ce zvelt era, ce greabă. Deci, altfel era Ciobănescu german pe vremea când într-adevăr uimea și pe vremea când Ciobănescu german și-a primit numele de regele raselor utilitare. Așa era atunci, pe vremea. Da, dar aveai cu cine. Pentru că nu... Aveai cu cine. Nu afla să lumea. Iar aici avem, am un ghid. Așa. Ăsta a fost primul. Deci arată fenomenal. Ce scrie aici? Ministerul de Interne. Deci trebuie să știm un lucru. Primele noțiuni de dresaj din România au intrat prin Ministerul de Interne sau prin Ministerul Apărării Naționale. Prima școală de dresaj a fost făcută în 1935 la Oradea. Da. Și acolo... Școala, colectivul școlii de acolo a realizat un manual destul de ok pentru vremea aia, îngrijire, dresaj, selecție, pus oamenii la masă, au început să scrie, selecție, dar dacă te uiți în bibliografia, ai să rămâi uimit. Știi ce bibliografie are? Cărți chinologice din Ungaria, și ungurii trebuie să recunoaștem că sunt departe, da? Și cărți din Germania, din care una de Max von Stepanis. Da? În vremea aia, informația... După care s-a mutat școala în 1950 la Sibiu și acolo la Sibiu s-a pus bazele unor materiale informative. De exemplu, s-au adus cărți din Rusia, prin anii aia. Da, și rușii în școala militară de dresaj sunt puternici. Da? Adică ăștia nu se joacă, ăștia chiar vor cei mai tari câini. Au fost elaborate cărți și uite, vezi, în 1950. De fapt, nu 77. Asta. Da, Stoinescu, vezi că are una prin 69. A, da. Da, oameni pe acasă, una micuță, mică, dar groasă. Tot Stoinescu. Am să ți-o arăt. Înțelegi? Și așa au intrat informațiile în ceea ce privește tehnicile de dresaj, îngrijirea câinilor. Alea au fost. Poate colegii de breaslă din zona din vest, poate aveau acces de materiale și din Ungaria. Deci, practic, astea sunt cărțile tale de căpătâi. Adică... Păi, ăsta e ghidul ăsta. Atenție, ăsta a arată fost prima. Frumos, e cu niște poze militarul, deci uniformă militară, da. Cu câinele ciobănesc german lângă picior. Este o carte făcută fantastic. De... Deci are ilustrație. Da, este o carte făcută în cadrul Ministerului de Interne de către Sibiu. Este un manual privind dresajul și antrenamentul câinelui. E, cartea asta... Am copiat-o în 84, când fratele meu era ajutor șef de post într-o comună lângă Bacău. A avut șansa să Păi când m-am dus la post, am spus, când am auzit că are câine la post, zic, wow, ai câine, vreau să-l văd. Da, am venit și avea, scria pe ea, uzi intern. Aha, deci numai de ei. Și am acum, am caietul cu file galbene așa și am început să copii. Două, trei zile la rând, scrie din ea. În post acolo. Și am scris folosirea, dresajul, disciplina, ale ce informații... Deci, dragi prieteni, dacă nu știu dacă puteți vedea, însă ea este plină de explicații, la fel cu exercițiul 2. Și dacă observați, are multă ilustrație, deci militarii în teren cu câinilor lucrând, deci pur și simplu exemplificând cum se face dresajul uitați aici, de exemplu, este escortarea. Omul mergea cu câinele la picior, atentatorul era în față la 2-3 metri și dacă cumva voia să fugă,
câinele pleca de lângă piciorul conductorului și punea atentatorul la pământ. Fantastic moment. Aici undeva este o poză cu un ciobănesc german și cu conductorul său, probabil un plutonier major sau ajutant. Ce-ai fost? Asta în șef este. Mai mare decât asta e mai mic în grad, dar stătea înculcat alături de câine. Aia se numea pândă. Se numea pândă și efectiv dacă apăreau peste frontieră sau apăreau oameni care nu trebuiau să treacă prin anumite puncte strategice, câinele pornea în alergare și reținea în tractorul. Apropo de nivelul de dresaj, hai să spun văzute, deci nu povestite. Sigur că da. Eu întotdeauna, eu am fost atașat de școala de la Sibiu prin prisma faptului că am avut câini care proveneau de acolo. Când am văzut eu prima demonstrație de dresaj, eram copil în 79, am luat vacanța de vară să-ți arăt că se făcea treabă. Așa. Da? Nu, într-adevăr, nu ca acum cu privirea, cățelul berea. Da? Da, bine, asta e o paradă, hai să recunoaștem că e o paradă deci, care dă frumos. Și ce am văzut eu la... Ne-am dus, am luat vacanța de vară. Cum am văzut eu prima demonstrație de dresaj, de m-a impresionat și m-a făcut să mă atașez de rasă și mai mult. Mergeam, am luat vacanța de vară și hai să mergem la pădure. Lângă orașul Moinești este foarte aproape, pădurea este foarte aproape de orașul Moinești. Dar ca să ajungem în pădure, trebuia să trecem pe lângă miliție. Așa. Și lângă miliție era un teren, era oborul de animale, sâmbăta sau duminica, nu mai știu când se făcea. Și era Neamătanie, așa îl chema, cu Lino. Era un câine, semăna cu cel din Pistruiatul la culoare, da. Un negru cu puțin galben, așa, și era cu câinele, s-a antrenat. Și ne-a chemat pe toți, eram vreo 9-10 copii. Băi, ia veniți încoa. Da, milițianul cu câinele, ce mai cărâiai, da. Ia vină încoa, veniți încoa. Ne-am dus noi acolo, ne-a luat el la întrebări, tu cum te cheamă, nu știu ce, așa, și a zis, ia, treceți în linie, așa. Am trecut în linie, frumos, distanță între noi, pentru că am un metru, și a spus și că dați jos un pantof fiecare. Aveam tenis din aia chinezești, că erau pe vremea aia, asta era încălțămintea. I-a dat jos, am dat jos fiecare, na? Și i-am pus într-o grămadă. Și a spus, treceți la locurile voastre. A trimis, a luat câinele în lesă, îl ținea, l-a luat, miros. A mirosit pe X, de exemplu, pe tine din grup, caută. S-a dus la grămadă, a căutat, a luat tenisul, l-a pus, l-a adus, l-a scos din grămadă. Următor, miros. A dus în grămadă, a căutat, a scos tenisul din grămadă, l-a scos de acolo, l-a pus în față. Și tot așa. Ăla era un exercițiu de finețe în dresaj. Avem pardon. Și unde l-ai găsit? În... Unde ai întâlnit momentul ăsta? Că era câinele miliției din Moinești. Din Moinești. Da. Deci îți dai seama că se făcea treabă adevărată. Știi când a început în orice să mai facă treabă? Țării. Dar stai să termin. După care, tot așa în linie cum eram, fără să vadă câinele, i-a zis unui băiat, era un băiat mai mare la vreo 16 ani, i-a spus, dă-ți, nu știu ce avea, el avea o gecuță sau nu știu ce avea pe el, dă-ți-o jos. A luat-o, i-a dat-o. I-a dat câinelui să miroasă, miros, caută. Câinele a început să ne miroasă și când a ajuns acolo, l-a atacat. Era bine, îl ținea în les, pentru că știi, era alegere de persoane. Da, cum făceam noi la școală. Mirosul unui obiect dat, așa se numea exercițiu, da. Și știi că se făcea la cu atac. La noi dădea cu bodniță, da. Cum îl identifica pe X-ul, știu, dar era tot cu atac. Da, da, da. Deci ăsta l-a ținut în lesă, că să nu facă contact, îl speria pe copii, eram copii. După care, Lino al meu, era un gard peste 2 metri de alea cum erau din plăci de beton, cum erau peste tot pe timpul comuniștilor. L-a pus, a sărit Lino frumos după obiectul de aport, prin cățărare, gardul de beton, a luat aportul, a venit că avea o gaură sub gard, târâși pe sub gard, pac. A început, a aruncat cu petarde, era câinele ok. Deci a fost prima demonstrație de dresaj. Totul se făcea treabă, că alea erau totuși niște exerciții, destul de grele. Și știi că ai făcut la Ciurani, alegere de persoane, alegere de obiecte. Erau, miros, da? Sigur că da. Așa, bun. Deci erau practic baza, pregătirea pentru momentul în care trebuie să faci urmă, printre altele. Și pentru faza de însoțire. Cum s-a dus în jos la un moment dat? Cum s-a dus în jos la un moment dat? Începând cu anii 80. Când a venit criza economică,
da? Oamenii nu mai făceau ce trebuiau să facă și subofițerii de la posturi sau nu mai făceau stric cu câini. Erau folosiți la de toate și câinii cam începuseră să stea să fie recuzit, în padoc. Da, atunci a început să strice. Dar până atunci, crede-mă că eu am văzut, mai aveam, am avut noroc, un milițian din sat de acolo, de la mama, a stat în casă la noi. Că aveam o casă lângă Buzău. Și avea o cățea faleză. Că după numele ăla am dat și eu numele cățelei, după cățeaua aia. Și stătuse omul la curs 6 luni de zile. Dar țin minte că era frate. Adică îi dădea drumul în curte noaptea. Da, da, da. Și auzeai pază, harnică. Deci au avut niște câini extraordinar de buni. Aveți, pe vremea aia nimeni nu-și făcea probleme. Știa lumea că ăștia-s câini. Da. Deci nici nu trebuia să te agiți prea mult. Dacă voiai ciobăne german, așa era. Câinele în acel lup. Format. Câinele lup. Dragul meu, mă bucur că ne-am întâlnit pentru această ocazie de a dialoga și țin să te anunț că am terminat gloanțele. Mă bucur că m-ai vizitat în primul rând. N-am terminat deloc gloanțele, am glumit, avem destule, avem depozitul plin. Avem. Însă, eu cred că ne vom mai întâlni pentru niște discuții la fel de interesante cu domnul instructor, coordonator, divizie canină, face Poliția de Frontieră. Să discut despre ciobănescul german. Putem discuta, de exemplu, cum au fost aduși câinii, cum au apărut primii ciobănești germani în România, ce șeptel am avut noi, de unde îi luam, cum au fost promovați acești câini până în anii 90. Putem vorbi? Îți promit că vom face asta cu următoarea ocazie, dar vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Eu, Cătălin Cornea, instructor dresor, domnul Nica Nicolae, instructor coordonator, și să știți că va urma episodul 2 cu această temă pe care Nica deja a propus-o. Vă mulțumesc pentru vizionare și scrieți acolo în comentarii, dați un subscribe și dacă vreți să aflați tot mai multe, eu vă voi răspunde dacă aveți o întrebare la care eu mă pricep și vă pot da. Dacă nu, o să sun un prieten și cu siguranță vom afla răspunsul corect la întrebările voastre. La revedere! Bye! Da, mă, bă, tare! Bă.